Iarna nu se dă bătută cu una cu două, chiar dacă nu a mai avut forța din lunile trecute. Fulgii de zăpadă care s-au așternut marți dimineață la Buzău nu i-au luat însă prin surprindere pe oameni. A fost zăpada mieilor, așa cum se spune din bătrâni. E ultima ninsoare care pune capăt vremii friguroase și iernii pentru a face loc primăverii. Bunicii spun că această ultimă zăpadă e ca aurul pentru pământ și pentru cei care îl lucrează, pentru că e o rezervă de apă în sol care va ajuta plantele să crească. Nu e rău, e foarte bine, decât să vină o primă, o vreme pentru niște copaci înfloriți deja, nu? Așa e mai bine acum. E foarte bine. Se curăță microbii, suntem veseli, e bine. Nu credeți că o să afecteze natura? Să dea Dumnezeu să nu afecteze. Deși am văzut puțin muguri umflați, dar e mare. Nu e chiar 0 grade, nu? Dacă este zăpadă, nu e 0 grade. E secetă. Are nevoie pământul de multă apă pentru asta. Pentru dacă vrem să facem ceva, avem și pom și grădină și... E nevoie de apă, multă apă. Binevenită. Măcar să nu mai vină frigul de nici acolo când o fi să fie căldură. Să poată să facă fructele, pomii. Bine că se face recolta bine anul ăsta. Se face recolta bine. Dacă ninge plouă, se face recolta. Acum n-a fost ploaie, s-a fost recolta la pământ. În agricultură, precipitațiile sub formă de zăpadă sunt binevenite, mai ales că solul are nevoie de apă după anul secetos care a adus pagube mari. Sperăm noi să fie un final al acestui fenomen dezastruos și să parcurgem începutul acestui an, 2020-2021 cu multe auspicii, cu multă speranță și practic dacă ne uităm și la vremea de afară, putem spune că precipitații au fost sub în cotele normale ale acestei perioade. Sigur, mai este nevoie pentru refacerea deficitului din sol. Ceva probleme sunt însă pentru șoferi. Legislația actuală nu condiționează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de condițiile meteo nefavorabile. Respectiv atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, conducătorii auto sunt obligați să-și echipeze sau să aibă deja echipate autovehiculele corespunzător condițiilor meteo și stării carosabilului. Mai exact, anvelopele de vară nu sunt pe deplin eficiente când temperaturile exterioare sunt sub 7 grade Celsius. Mulți șoferi nu le-au schimbat, dar odată cu venirea vremii frumoase o vor face. Cauciucurile? Da, să le pun pe alea de vară? Nu, nu le-am schimbat. Înseamnă că așteptați zăpada asta? Probabil că da. Probabil că da. După asta le schimb. Dacă fac un drum mai lung, le schimb. Nu, le-am pe cele de iarnă, în continuare. Nu, că așa a rămas. Nu ne-am pregătit pentru primăvară, că totuși timpul e așa cum e. Dacă în următoarele zile va continua să ningă slab și șoferii au schimbat deja anvelopele de iarnă cu cele de vară, ar putea fi sancționați. Se aplică măsura reținerii certificatului de matriculare al autovehiculului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Reamintim conducătorilor auto să verifice traseul pe care se vor deplasa în condiții de iarnă și de asemenea să adapteze viteza la condițiile meteo-rutiere existente. Vremea va continua să fie închisă, îndeosebi în zona de munte a județului, unde se vor semnala precipitații mixte pe întreg parcursul săptămânii. Izolat, la munte se va depune un strat de zăpadă de până la 15-20 de centimetri.